România are astăzi o șansă reală să intre în spațiul Schengen pe calea aeriană. Am reușit deblocarea poziției Austriei și așteptăm un vot pozitiv în Parlamentul Olandez. Este un pas înainte pentru intrarea completă în zona de liberă circulație. Iată, după 13 ani de blocaj, avem speranțe și cred că este un pas înainte obținut în mod special de Guvernul României. În sensul acesta, intrarea pe calea aeriană în spațiul Schengen aduce multe beneficii românilor. Putem călători mai ușor, putem spera la mai mulți turiști, la mai mulți investitori străini. De asemenea, se pot efectua mai multe tipuri de transporturi pe calea aeriană. Însă este doar prima etapă într-un proces mai larg. România respectă toate criteriile și în următoarele săptămâni urmează să definim cum se va realiza această intrare în spațiul Schengen, începând cu calea aeriană. Care ar fi avantajele intrării pe calea aeriană? Am regrupat avantajele în 3 categorii. Din punct de vedere uman, în sfârșit, românii vor fi ca și ceilalți cetățeni europeni. Vom putea călători mai ușor pe calea aeriană, ne putem aștepta la o creștere a numărului de români care călătoresc astfel și iată, românii din diaspora se pot întoarce mai ușor acasă. E un lucru îmbucurător. Totodată, sperăm la o creștere a numărului de turiști. Este mult mai ușor pentru ei să vină în România și cred că și reputațional România va crește pentru că vor ști cetățenii străini că România este în spațiul Schengen. Investitorii ar putea să fie mai atrași de țara noastră. Putem să vedem chiar o creștere a investițiilor străine pentru că vor putea călători mai ușor spre casă. În același timp, vor putea conecta mai bine filialele lor din România cu sucursalele lor din alte state din spațiul Schengen. Așa că angajații din companii mari, din județul Alba, de la Mercedes, de la Bosch și alte companii vor putea să interacționeze mult mai ușor și putem, poate de ce nu, găzdui evenimente de afaceri de mare amplitudine, poate chiar la nivelul județului Alba. Totodată vorbim și de transportul aerian, anumite colete, transportul medical, transportul de urgență, transportul cu o componentă civilo-militară care se efectuează pe calea aeriană. Aceste lucruri vor fi mai ușor de făcut, fără controale suplimentare și vom arăta întregii Europe că România respectă criteriile din spațiul Schengen în ceea ce înseamnă inclusiv transportul de echipamente și de produse. Așa că este o reușită și avantajele sunt concrete și reale. Sperăm că de curând să avem și transportul pe cale terestră și pe cale feroviară, care de asemenea aduce foarte multe beneficii țării noastre. Care este țara care se opune intrării României în Schengen și care sunt motivele? În momentul de față avem 2 țări care blochează aderarea României la spațiul Schengen. Avem Austria prin guvernul său de dreapta și în sensul acesta este o problemă pe zona aceasta politică, inclusiv la nivel național. Motivația lor este că ar fi un val de migranți care ar trece prin România și Bulgaria, ceea ce nu este adevărat. Mai degrabă vorbim de subiecte politice, pentru că ei urmează să aibă alegeri în Austria și au politizat acest subiect al extinderii zonei Schengen. Celălalt stat este Olanda, un guvern de centru-dreapta și aici, din nou, familia politică europeană din care fac parte partide din România are dificultăți în a justifica acea opoziție. Ei spun că se opun Bulgariei, dar, de fapt, în ultimii 13 ani s-au opus României. Vorbesc de statul de drept din Bulgaria, vorbesc de legătura și de frontiera dintre Bulgaria și Turcia. Din nou, aceste argumente au fost invalidate recent de Comisia Europeană, care a prezentat un raport prin care demonstrează că inclusiv Bulgaria merită să fie primită în spațiul Schengen. Sperăm să trecem peste aceste 2 blocaje și în același timp să convingem și celelalte formațiuni politice europene care s-au opus intrării României în spațiul Schengen să ne accepte să fim în zona de liberă circulație. Aici, în Parlamentul European, anti-europenii au votat de fiecare dată împotriva României, împotriva aderării țării noastre la spațiul Schengen. Mă refer aici la prietenii AUR sau SOS România, care la Bruxelles fac una, fac multe lucruri împotriva României și la noi în țară văd că se laudă că susțin țara noastră. Nu este adevărat, la Bruxelles se opun. Sperăm să-i convingem, însă speranța noastră este mai degrabă să convingem partidele care sunt pro-europene, care înțeleg miza europeană a acestei aderări la spațiul Schengen, să ne sprijine așa cum ar fi trebuit să o facă deja de 13 ani.